Dacă ai între 13 și 17 ani, vreau să-ți spun că este ok să nu ai o iubită. Nu te mai compara cu ceilalți din jurul tău, pentru că și eu obișnuiam foarte, foarte mult să mă compar cu ceilalți din jurul meu și vedeam că ei încep să aibă o relație, încep să facă aia, încep să facă și acel lucru și credeam că e calea cea bună, pentru că ei primeau validare socială, aveau mai mulți prieteni ca mine, aveau cercuri sociale mai bune. Bineînțeles că voiam și eu exact același lucru. Totuși, să compar un copac din grădina cealaltă care a avut total altă istorie față de copacul meu din grădina mea și să spun că de ce al meu e mai mic ca al lui sau de ce al meu e mai mare ca al lui, este o greșeală totală, pentru că nu știi câtă lumină solară, câtă apă a primit acel copac sau și cât de bine a avut grijă de acel copac cineva. Nu știi niciodată și picam în această capcană de a mă compara cu ceilalți. Nu aceasta e neapărat problema principală, dar problema principală este că faptul că tu îi vedeai pe ceilalți că aveau o relație, te făceau pe tine într-un fel să te simți singur, te făceau să te simți singur, să te simți de parcă nu ai pe nimeni și să-ți dorești și tu o relație pentru că credeai că asta te completează. Credeai că asta e soluția spre o viață bună. Totuși această gândire este una foarte îngustă și cred că poți să-ți dai și tu seama de ce. Având în vedere că tu îți asumi faptul că acea persoană te va completa, înseamnă că tu pasezi responsabilitatea către cealaltă persoană. Și ce se întâmplă când ai pasat responsabilitatea către un lucru pe care tu nu-l controlezi? Ai pierdut putere. Tu nu mai ai control asupra ta, ai pasat controlul asupra altcuiva. Iar acea persoană de multe ori nu vrea să aibă de-a face cu asta. Iar asta presupune faptul că tu, atunci când ai un partener, când ai o parteneră, vei fi singur, te vei simți mereu singur. Și în loc să te gândești că poți să rezolvi asta cumva, tu te vei gândi că, a, sunt singur din cauza că nu am asta și te-ai condiționat să rămâi singur. Efectiv, te-ai condiționat, tu i-ai spus creierului tău într-un fel, ok, dacă n-am asta voi fi trist, dacă n-am mașina aceea voi fi trist. Și vei fi trist până atunci. Și probabil că acel moment se va îndepărta mai mult decât îl vei apropia făcând asta. Bineînțeles, asta duce la disperare, asta duce la a-ți dori acel lucru și mai mult. Și nu o dorință bună, ci o nevoie, a crea nevoie față de un lucru. Și știm cu toții cât de atractiv este acest lucru. Faptul că cineva are nevoie de cealaltă persoană. Știi foarte bine cât de neatractiv este. Iar asta te va face pe tine să fii în continuare singur. Ceea ce să fii în continuare singur pentru că te-ai condiționat să crezi că ai nevoie de cineva, te vei simți din ce în ce mai prost, sănătatea ta mentală va suferi și odată ce sănătatea ta mentală suferă, începi tot felul de vicii, fumat, băut, jocuri video, pornografie, toate aceste vicii le începi pentru a te face să simți bine, pentru a uita de acel sentiment pe care oricum tu ți l-ai condiționat. Mintea ta e foarte puternică și poți să te condiționezi să fii fericit, poți să te condiționezi să fii trist. E mult mai puternică decât crezi. Bineînțeles, a face aceste vicii te face și mai neatractiv și te duce și pe tine de a fi și mai singur. Și poți să observi cum tot pici în această gaură infinită spre rău. Spici în ceva ce te depărtează de obiectivul tău de a avea o relație, dacă acesta e obiectivul tău. Pur și simplu te îndepărtează de asta. Și de aceea vreau să spun că este ok să nu ai o iubită. Este ok. Nu asculta pe nimeni ce spune că trebuie și tu să ieși cu fetele pe la vârsta asta. Da, trebuie să vorbești cu ele. Nu folosești asta ca o scuză să nu vorbești cu ele. Totuși, asta nu înseamnă că obiectivul tău în viață acum este să-ți faci iubită. Vorbești cu ele, bineînțeles, interacționezi cu ele, faci glume, le faci să se simtă bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți faci iubită. Nu este nevoie de iubită, ci de socializare. Te simți singur și copleșit de emoții negative din cauza acțiunilor tale, nu din cauza faptului că n-ai iubită. Toate acțiunile pe care le faci, stat în telefon toată ziua, stat pe telefon toată ziua, scroll pe Instagram, scroll pe TikTok, intrat pe Pornhub, toate aceste obiceiuri care îți distrug sănătatea mentală, pur și simplu te fac să te simți și mai singur. Chiar dacă ești conectat cu toată lumea pe social media, te faci să te simți din ce în ce mai singur, pentru că nu socializezi cu nimeni în viața reală. Noi oamenii suntem creaturi sociale. E perfect normal să socializezi cu oamenii. E perfect normal să te duci să vorbești cu familia ta din când în când, să faceți glume, să aveți o conversație plăcută. E perfect normal. Totuși, în lumea modernă, toată lumea este ocupată, părinții sunt ocupați, copiii sunt ocupați cu școala și nu mai are nimeni timp să vorbească cu nimeni. Garantez faptul că dacă ai face rost de un cerc de prieteni adevărați, niște oameni pe care te poți baza, niște oameni cu care poți să vorbești și lucruri rele și lucruri bune, și eșecurile tale și succesele tale, n-ai mai avea nevoie de iubită.
N-ai mai simțit nevoia de a veni cineva să te completeze, pentru că acei prieteni sunt deja acolo pentru tine. De fapt, nu ai nevoie de iubită, ci de socializare. Pur și simplu, ieși afară la o plimbare, plimbă-te și vorbește cu ce necunoscut găsești pe stradă. Acum, pentru cei care sunt la sat, e mult mai ușor decât pentru cei care sunt la oraș. Dar crede-mă că și la oraș poți să găsești un bătrân sau o bătrână cu care ți-e ușor să vorbești și pur și simplu să ai o conversație plăcută. Eu aseară, când am ieșit la o plimbare, am vorbit cu o vecină, o vecină din sat, pur și simplu. Am stat de vorbă cu dânsa, mi-a povestit, i-am povestit, no, și am făcut cunoștință, pur și simplu. Era ceva de care aveam nevoie, pentru că și eu mă simțeam ieri la fel, mă simțeam așa gol, mă simțeam de parcă ceva lipsește. Și am zis, ok, hai să ieșim la o plimbare să ne curățăm mintea. Și între timp am dat peste cineva cu care să vorbesc. Și am stat de vorbă cu vecina. Și a fost o conversație foarte plăcută. Și m-a făcut să mă simt mult, mult mai bine. Intră niște conversații interesante, mai ales cu bătrânii, pentru că cu bătrânii poți să ai niște conversații foarte interesante. Spre exemplu, vecina cu care vorbisem eu aseară era aparent nepoata bunicului meu. Și nepoata bunicului meu putea să mi-a povestit despre familia noastră, pentru că și dânsa are aceeași vârstă ca și el. Și mi-a povestit despre familia mea și despre istoria ei și despre cum, ce fel de oameni eram noi. Ai cel puțin o oră afară zilnic. Literalmente este un challenge foarte bun pe care să-l iei pentru tot restul vieții tale. Pur și simplu, adoptă această mentalitate, lifestyle-ul tău de acum încolo, stilul tău de viață, este un stil de viață în care tu, pe zi, stai o oră afară. Pur, atât de simplu. O oră afară, poate 10 minute dimineață, o oră mai încolo, jumătate de oră mai încolo, nu contează. Tu vrei să atingi minimul de o oră pe zi afară. Asumă-ți responsabilitatea pentru emoțiile și starea ta. Starea pe care o ai în momentul de față, emoțiile pe care le simți în momentul de față, sunt generate de acțiunile tale din trecut. Tu când pasezi responsabilitatea al cuiva, te-ai deposedat total de putere. E normal să te simți cum te-ai simțit, pentru că tu ai pasat puterea asupra partenerului pentru a te face pe tine să te simți bine, în loc ca tu să-ți asumi responsabilitatea și să spui, ok, eu sunt cel care trebuie să mă fac pe mine să mă simt bine. Și cum voi face asta? Păi, e clar, voi face niște lucruri de care eu sunt mândru. Cum ar fi? Când a fost ultima dată când ai îmbrățișat-o pe mama ta, dar pe bunica ta? Când a fost ultima dată când i-ai strâns mâna tatălui tău sau bunicului tău? Când a fost ultima dată când ai dat tot ce ai avut la un antrenament? Când a fost ultima dată când ai dat tot ce ai avut în a finaliza un obiectiv sau a finaliza un proiect? Dacă poți să-ți aduci aminte de cum ai făcut, când ai făcut tu ultima dată aceste lucruri, poți să-ți dai seama că te simțeai foarte, foarte bine după ce le-ai făcut. Erai perfect recunoscător, erai într-o stare foarte bună. De aceea, dacă probabil le-ai făcut acum o grămadă de mult timp și nu-ți mai aduci aminte, e timpul să începi să le faci regulat. E timpul să le faci aproape zilnic. Să dai tot ce e mai bun la antrenamentul tău aproape zilnic. Să vorbești cu familia ta frumos și să apreciezi, să le oferi recunoștința ta zilnic. Pur și simplu să încerci să te comporți frumos. Pentru că, unu, atunci când tu oferi iubire în jurul tău, iubirea găsește mereu o modalitate de a se întoarce la tine și să te facă pe tine să te simți bine, dacă ăsta e obiectivul tău. De multe ori, obiectivul ăsta așa doar superficial de început, că a, vreau să mă simt bine, și după ce începi să te simți bine, realizezi profunzimea acestui lucru, că e mai mult decât a te simți tu bine, ci e mai mult pentru a face bine cu oamenilor din jurul tău. Bineînțeles că te vei simți nașpa când n-ai niciun folos în lumea asta, atunci când doar stai pe telefon și doar consumi, nu produci, nu ajuți pe nimeni. Bineînțeles că te vei simți nașpa atunci când ajuți oamenii, atunci când ești în folosul cuiva societății, atunci când îți ajungi părinții, atunci când îți ajuți bunicii, atunci când creezi ceva ce ajută alți oameni. Atunci te vei simți foarte bine, pentru că tu ai un folos în lumea asta. Tu știi foarte bine că e un băiat care se uită la aceste videouri și este inspirat și chiar aplică ceea ce învață de la mine, se uită la mentorii pe care i-am și eu și învață și de la ei și de la mine și evoluează. Știu foarte bine că este un băiat în spatele acelui ecran care se uită la mine, care abia așteaptă să aplice, abia așteaptă să învețe ceva, abia așteaptă un video de la mine sau un video de la mentorii mei. Nimeni nu-ți va umple cana. Dacă umbli peste tot cu o cană goală să spună cineva apă în ea, nu va vrea nimeni să-ți spună. Nu va vrea nimeni să-ți spună, pentru că arăți faptul că tu ai nevoie de apa aceea. Pur și simplu, și oricum și dacă ți-ar pune, va curge. Pentru că de ce e cana ta goală în primul rând? Pentru că e spartă, că altfel n-ar fi goală, pentru că ai fi pune și tu apă cumva în ea. Dar e goală, e spartă și curge efectiv apă din ea.
Deci e foarte important să încep cu cana. Nu să te gândești cum o să-ți umple alții cana ție, ci să încep cu cana ta, ok? Ia să văd, are ceva crăpături, are ceva spărturi, să le lipești, să le corectezi și apoi te duci, îți umpli tu cana, iar mai apoi pui și în cana lor, pun și ei în cana ta și este un ciclu foarte frumos în care oferi și ți se dă. Este datoria ta să-ți umpli cana așa de mult încât efectiv dă pe afară și să trebuiască să umpli cana altora. Asta înseamnă iubire. Actul de a da fără a te gândi să primești și tu. Curajul de a oferi fără ca tu să te aștepți să accepte sau să îți dea înapoi. Asta este iubirea. Dintr-un punct de vedere, bineînțeles. Setează standarde mari și clare și nu doar în relații și în viață. De obicei, în viață, în relații, în orice domeniu, standardul tău minim, minimul pe care tu îl accepti, este de obicei ceea ce vei avea în viață. Spre exemplu, dacă tu accepti minimul pe economie, ca salariu, ca venitul tău lunar, tu accepti minimul pe economie, de multe ori asta vei avea. Pentru că tu ești în regulă cu asta, tu accepti asta. Dar dacă tu nu accepti altceva decât 3.000 de euro, 4.000 de euro, 5.000 de euro pe lună, atunci bineînțeles că vei încerca să țintești, vei încerca să ajungi acolo și chiar dacă nu ți iese, nu te vei supăra pentru că știi că acest obiectiv este unul pe care să-l faci mare parte din viața ta. De aceea e foarte important și în relații să stabilești standarde, pentru că gândește-te dacă tu te mulțumești cu prima care ți apare în viață. Prima care ți apare pur și simplu în viață, tu iei pentru că ești disperat și vrei să ți se alinieze singurătatea. Ai luat-o. Bun, gata. Dar realizezi că stai puțin că după ce ți se duce magia aia a îndrăgostirii, stai puțin că persoana asta nu este o persoană așa de înțelegătoare pe cum mi-aș fi dorit. Nu ești o persoană care să vorbească foarte, foarte intelectual. De aceea e foarte important să alegi standarde, pentru că se întâmplă să alegi o persoană care pare a fi potrivită pentru tine, dar în realitate, pe termen lung, îți dai seama că nu este. Și de aceea trebuie să te gândești foarte bine la cum arată 10 din 10 leu tău, partenerul tău 10 din 10. Cum arată? Ce probleme are? Cum se îmbracă? Unde îl găsești? Pe ce partener de vis ar avea el? Este o întrebare chiar foarte bună. Ce partener de vis ar alege partenerul tău ideal? Ce partener ideal ar alege partenerul tău ideal? Dar mai apoi, ridică-te spre aceste standarde, ridică-te. Pentru că dacă tu nu te ridici, n-au de gând să vină cei de sus la tine. Tu trebuie să te ridici la ei. Trăiește un stil de viață autentic, distractiv și productiv. Aici e partea cea mai frumoasă, pentru că e chiar un stil de viață foarte frumos pe care încerc și eu să-l construiesc. E foarte greu să găsești partea cu autentic. Distractiv ai găsit partea cu distractiv, că te distrezi în multe moduri. Te distrezi prin experiențe noi, te distrezi prin diferiți oameni, te distrezi prin diferite acțiuni pe care le faci. Pur și simplu sunt o grămadă de moduri prin care te distrezi. Totuși, să fii autentic, și acolo sunt o infinitate, cred că, de moduri prin care poți să fii autentic. Și e foarte greu să fii autentic, mai ales într-o lume care e plină de distrageri și de gălăgie. Dar nu-i bai, nu lăsa asta să te copleșească, ci pur și simplu acceptă faptul că autenticitatea e ceva ce e greu de învățat sau nu neapărat greu de învățat, este o abilitate pe care poți să o înveți și pe care o practici zilnic prin a-ți învinge fricile, spre exemplu, pentru că frica suprimează autenticitatea întotdeauna. Dacă tu lași frica să te controleze, atunci nu mai ești autentic. Ăsta e un semn foarte bun că ești inautentic atunci când ți-e frică. Și de aceea e important să fii autentic, pentru că atunci când faci lucrurile din frică, se vede. Și de multe ori frica e sentimentul acela negativ pe care nu-l vrei, este opusul iubirii, frica. Nu mai zic că acest tip de viață productiv, distractiv și autentic te face foarte atractiv pentru o grămadă de fete, ai putea spune, mai ales din școala ta, mai ales când faci content pe internet, cum fac și eu, atunci când te pui efectiv pe internet, îți pui opiniile, îți pui ceea ce vrei să spui, arăți cine ești tu cu adevărat. Evoluezi, te pui în fața camerei, pentru că când te pui în fața camerei, atunci se văd toate defecțiunile, se vede faptul că am acne pe față, se vede faptul că am ochelarii poate murdari un pic, se vede faptul că stau strâmb. Pur și simplu se văd o grămadă de defecte și astea sunt decât superficiale, bineînțeles. Se văd o grămadă de defecte pe care le ai și pe care tu le poți observa când te uiți înapoi la videourile tale, pentru că îmi place să mă mai uit la videourile mele vechi și să-mi dau seama că, oh, uite, greșeala asta o aveam și am corectat-o și am învățat despre ea și, Doamne, ce bine că am făcut asta. Pur și simplu, vorbește cu necunoscuții mai mult, ieși la o plimbare, ascultă o lectură în timp ce ieși la o plimbare, vorbește cu oamenii de pe stradă,
Fă obiceiurile care te construiesc în persoana în care vrei să ajungi. Dacă nu știi ce persoană vrei să ajungi, pur și simplu țintește spre acest stil de viață. Un stil de viață autentic, un stil de viață distractiv și un stil de viață productiv pentru tine din viitor. Dacă țintești toate aceste trei lucruri într-un stil de viață, sunt destul de sigur că vei câștiga foarte multe. Nu e nevoie de iubită. Crede-mă că nu este nevoie de iubită, este pur și simplu o iluzie. Este, de multe ori când suntem singuri, ai auzit vorba aia că e o distragere și chestii de genul. Da, chiar este o distragere uneori. Dar cred că poate să devină și un, poate să fie un lucru care ne motivează să muncim foarte mult. De aceea stau și eu cu ochii în patru. Chiar dacă am doar 17 ani, stau cu ochii în patru pentru că nu știi când apare. Și odată trebuie să apare și odată trebuie să o pierzi, că atunci te simți foarte nașpa. De aceea rămâi mereu cu ochii în patru. Totuși, asta nu înseamnă că folosești ca scuză faptul ce ți-am spus aici ca să nu mai vorbești cu nicio fată. Nu, vorbești cu fetele. Totuși, nu te bagi în relații doar pentru că te băga în relații. Ai niște standarde la care ții. De aceea sunt foarte importante standardele. Așa că stabilește și niște standarde, începe să trăiești un stil de viață autentic, distractiv și productiv și fă niște acțiuni care te fac pe tine să te simți bine. Vorbește cu familia ta, vorbește cu prietenii tăi, intră pe serverul de Discord și vorbește cu oameni like-minded. Pur și simplu caută-ți oameni cu care să vorbești, care să nu te mai facă să te simți singur, pentru că acest sentiment e un sentiment care creează disperare și când ești disperat ești ușor manipulabil și cazi în multe capcane. De aceea e foarte important să scapi de acest sentiment. Dacă mai vrei să vezi videoclipuri de la acest YouTuber neconvențional, te-aș ruga să lași un subscribe, va fi un câștig pentru amândoi. Ai link-uri în descriere cu e-mailul meu săptămânal în care vorbesc în detaliu despre cum, despre productivitate, despre disciplină și despre crearea unui stil de viață autentic. Și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi este maestrul de mâine. Mua!